Salut, vă salut! Bună! Eu așa de tare am... Da, sincer vă zic, am râs zilele astea, 1 aprilie, ba o glumă, ba alta. Dar ieri și azi ne-a căzut bucuria în scârbă. Așteptam pensia către roata căruței și am primit borta covrigului. Dacă Dodon... El este un bun economist, pe lângă câte profesii le mai are. Domnul Oleg, mă auziți? Da, aud, dar nu înțeleg, ce v-au scăzut pensia sau nu v-au dat-o deloc sau ce s-a întâmplat? A, păi eu vă zic, dar eu v-am expediat dumneavoastră acolo un mesaj informativ cu suma pensiei din luna martie. La data de 3, 4, 5, eu în telefon primeam un mesaj informativ prin care este indicat suma pensiei mi-a fost transferată. Deci la 1 O primiți pe card, martie, am înțeles. da, la 3 martie, adică am primit informativ mesajul, precum că a fost distribuită pensia în sumă de 1467,61 de bănuți, eu, adică beneficiam de această pensie. Și această pensie mare eu așteptam acum la data de 3 aprilie. Pe când doar am primit un mesaj informativ prin care este înscris 1538,50 de bani. Haideți economistul țării poate aude și poate el face așa niște calcule magice să ne spună cât de mult s-a mărit pensia mea și cum aș putea eu să trăiesc cu pensia de 1538 lei și 50 de bani. Și dacă aș putea eu să-i ofer pensia asta mamei lui. Dar pe asta nici nu-i mărire de pensie, doar indexarea în raport cu inflația, nu? Așa se întâmplă în fiecare an în aprilie. Păi, mă Deci nu scuzați, v-au eu nu știu. mărit-o, ci au adus-o la nivelul puterii leului, puterii de cumpărare. Da, eu Nu nu știu știu dacă au cum om. adus-o exact cât a fost inflația anul ăsta, anul Păi trecut. el a umflat pensia asta, a umflat-o numai cu minciuni, să mă scuzați. Dar altfel eu nu văd aici am umflat. Eu vorbesc despre inflație, adică devalorizarea leului în raport cu valuta, cu valutele străine. Dar nu mă interesează pe mine, eu nu știu ce a făcut ea. Economia și minciunile el le știe. Lumea asta așteaptă. Cum poți tu să minți că mărește pensia? Păi atunci mă ta și îmi spui, el îmi spune de mărire, mă ta de mărire, el îmi spune de mărire, mă ta îmi spui de inflație. Omul când are pensia în mână, el nu se uită nici la inflație, la... Haideți că mă eu fiorii, plânsă-te ieri, azi, dar nu e normal, oameni buni. Și în lumea, uitați-vă, în ce îmi pare, eu o să întreb pe dânsul, cum el poate fi bun pentru doar două doamne, care eu pe comentarii tot mai văd că el e bun. Dar de ce Dodon este bun cu două doamne numai? Dar eu cine sunt? Alte femei din țară, cine sunt? Dar cu care două Plec. doamne e bun? Cu Galina Dodon, mama și nevasta lui sau cu cineva Nu, din nu, cu alt... partid? Acești din partidul lui sau eu vă zic, eu mă refer la comentarii de care le mai primesc de la alte doamne. Eu atunci când fac niște comentarii, le fac comentarii așa, pe rețelele de socializare, cult le fac. Și dumnealor, of, dar de ce dumneavoastră așa îl bârfiți? Dar de ce el este bun? Dar păi nu le-am memorizat numele la aceste doamne. Și eu consider că el este bun doar pentru două doamne, da, din Moldova, care iată, eu mă refer la rețelele de socializare. Sunt și mulți domni pe lângă el care o duc bine acum, și în guvern, și prin administrație locală, și în parlament are majoritate. Ați văzut că ieri nici nu s-au dus la ședința de parlament, la ședința în care au fost chemați chiar de conducerea parlamentului. Nu s-au prezentat la lucru, dar salariul în mod sigur o să ia pentru asta. Normal că și pentru ei e bun Dodon, chiar dacă nu-i coleg cu ei de partid, dar tot timpul apare sub steluță, Păi încălcând legea. am văzut și e așa că măcar că nu s-a dus, domnul Oleg, chiar dacă nu a fost la pretinsa ședință, ei nu au plecat de acolo cu mâna, cu buzunarul gol. Așa? Tot pe card le-a venit Tot onorariu, desigur, salariu lunar, da? da. Nu, apropo, eu vă spun, nu mă, cineva spunea, dai mă ta...
Am înțeles că un Șanse mici. deputat socialist are și firmă de pelerinaj, au dus niște oameni la Poceaiev, s-au întors de acolo bolnavi de COVID, dar nu trage nimeni la răspundere, că ministrul de intern e tot al lor, procuror general pare cumincior îmblânzit. Așa că nu le-i rău unora acum. Nici pe timp de șumă, nici pe timp de pace. Trăiască Nu, partidul nu. și trăiască liderul Dodon. Lor absolut nu le nimic. Lor absolut nu le nimic. Dar ce fac oamenii acum? Ce face lumea acum? Iată, unii se Ce? revoltă, stau peste hotare și nu-i lasă să revină acasă până nu dovedesc că și-au cumpărat polița de asigurare medicală, dar oamenii de atâta și vor să vină acasă, că nu mai au și mânca și nu mai au și plăti chiria. Din ce să mai cumpere bilet de avion, poliță de asigurare medicală și încă îi pun acasă să plătească și testul COVID? Of, eu vă spun, sunt profund disperată, cu toate că sunt o luptătoare și, apropo, vreau să vă spun, m-ați făcut vedetă o leacă. Mi-ați trimis dumneavoastră o schemă. Schema și eu am trânsa, nu mă pricep referitor la... Nu, v-am trimis niște statistici de pe site-ul Curaj TV, unde postarea noastră de alaltă ieri, cu dumneavoastră tot ați avut o adresare pentru Galina Dodon, mamă și nevastă, a fost cea mai populară. În ultimul anul ăsta nu a fost niciun text sau video așa de popular ca interviul acela cu dumneata. Deci dumneata ai făcut site-ul nostru vedetă, poate, nu noi pe dumneata. Mesajul dumitale a fost impresionant și multă lume s-a regăsit în mesajul acela adresare către Galina Dodon. Da, să Despre asta vedeți erau o legătură. statisticile. Da, ieri au Da, să fost vedeți. 14.000 de oameni pe Curaj TV. Da, să vedeți atunci, Sara, nu pricepeam atâtea solicitări, atâtea mesaje, atâtea. M-au găsit mami, m-au găsit femei din Italia și spun, Tamara, dama ta, așa, cu multă răbdare, la nu mi-ai spus foarte frumos, dar eu aveam să-i spun pișleau. Și adică cu atâtea cuvinte care eu am rămas uimită, zici, bă, da, prea blând i-ai spus, nu așa, nu trebuia atât, așa să-i faceți. Și că da, practic, să-i spuneți, da, eu m-am adresat ca mamă și ca pedagog care îmi permit și pot să-i spun, să înțeleg deși până la urmă Dodon atât de grav își bate joc și de diaspora. De asta credeți că copiii noștri, multe mame spun eu, zici, dar copiii noștri de acum suntem să vină acasă, nu o să vină, ne-au dezbinat familiile, ne dezbină țara, Și au produs o incită urmă. oamenii de acasă să-i disprețuiască pe cei din diaspora. Eu cred că așa Da? Dodon și cu Partidul Socialist se răzbună pe felul cum au votat diaspora împotriva lui. Da, și uitați-vă, exact aceasta și se urmărește. El este un meschin, un egoist, un intolerant și un iresponsabil și un răzbunător. Asta e calitatea lui cea mai rea, răzbunător. Și el dezbină pentru a domni. Altă prioritate el nu are. Și el seamănă discordie, ură, Păi da, diaspora să-i urască intoleranță. pe cei de acasă, cei de acasă să-i urască pe cei din diaspora, acuși pe motive religioase, o să ne mai dezbine pe motive etnice, pe motive Da, dar să vedeți lingvistice, ca să și mai da, câștige un lingvist. mandat, că asta e miza lui cei mai mari, să câștige un mandat. Acum controlează parlamentul, guvernul, justiția, îi mai trebuie un mandat de prezident. Și încă să vedeți eu ce am mai observat. El seamănă frică pentru ca să fie temut. Altceva el nu, alt scop nu are. Modelul Putin n-are de unde să se inspire din Occident, de la cine, de la Macron, de la Merkel să se inspire. El se inspire de la Putin sau poate de la Berlusconi, că ai văzut ce magnat media, are o grămadă televiziune acum care îi cântă în strună. Inclusiv televiziunea publică a pus gheara pe ea și cântă ditirambi. Oleg, eu acolo nu am timp să mă uit câte mă într-adevăr mai multe vieți. Eu așa m-am mai făcut eu niște analize. Zic, cine seamănă ură, tot ură strânge. Cine seamănă vânt, n-a să strângă soare sau n-a să strângă liniște, tot vânt. Și cine seamănă frică, tot încă și frică, dar și dispreț o să culeagă. Altceva nu poate. Pentru că eu, să vedeți că mai răsfuit eu cărțile, manuale, câte cursuri am făcut eu, câte instruiri am făcut și mă mir, oameni buni. Păi, mă mir și nu am cuvinte să mă exprim. Doar rămân cu indignarea și cu lacrimile. Nu știu, ăștia de pe internet sunt revoltați, sunt împotriva lui. Iată, acum editez niște videouri într-un flash mob, într-un protest online, oamenii cer demisia lui Dodon și Chicu și Și eu supărați particip dași. acolo,
Și eu Da, și de particip. acasă, credeți-mă, care n-au auzit de internet, de Facebook, de nimic, aceia consumă televiziunile lui Dodon, ziarele socialiste și ce li se mai aduce acasă, acceptă cadouri ce li se dă săpun și frânghie și o să continue să-l voteze pentru că e tătuca nostru mântuitorul și când o să-l mai vadă că își face cruci cu amândouă mâinile și o să aduc foc cu haric, să vedeți ce o să-l mai voteze. Da, am înțeles că focul nu-l mai aduc, gata, o să nu Ei mai nu o joacă să-l cu aducă focul. acum, că e închis Sfântul Mormânt și n-au de unde să-l pornească în minunea. Dar l-au adus și la toamnă, înainte de alegeri, și e greu. Dacă lumea nu mai deschide ochii și acum, păi atunci eu... Evident, eu nu sunt de sărit în prut, știu, sunt o luptătoară, știu cum să lupt, știu cum să deschid gura, dar să știi că mă ating cât de luni mă duc și eu la Chișinău, Dodon, și astrec pe la poarta ma ta pe acolo. Apropo, eu să vă trimit astăzi o fotografie că cei de 11 martie, când am fost eu la Chișinău la o ședință de judecată și sunt fotografiat în fața Parlamentului, în fața președinției cu o mască la gură. Pe atunci începea epidemia. Am avut o judecată la data de 11 martie, ca Bun. să nu pară că e ca fotografie. Bun, Dar păi nu dați-mi se mai poate. fotografia aceea. Nu se mai admite. Apropo, dacă am atins problema și cu Chicu, Chicu face comparații într-o emisiune că e că vine Chicu și se urcă în BMW și e că se duce el și cum să nu plătească polița de asigurare. Dar săptămâna asta au fost la TV8. Dar de ce Chicu nu a făcut comparații? Că am venit eu și nu mă urc, nu mă urc BMW, dar mă urc pe un cal sau pe un măgar sau de pe BMW, unde se nimerește Chicu? Dar, Mata, oricum ai poliță că ești pensionară, nu? Ești Păi asigurată de eu am, stat. dar eu sunt gata, polița mea să o ofer copilului meu când vine. O Nu ofer, merge, că nu merge. eu nu m-am Și folosit oricum nu de te dânsa. ajută mare lucru, că toată lumea cu poliță se plânge că se duce la spital și e jupoietă de bani sau serviciile sunt execrabile de mântuială și deci investiția asta de 200 de euro pe an e bani în vânt. Și de asta oamenii nu se Deci, grăbesc să o cumpere pentru că bătaie de joc de pacienți. Oleg, asta a fost să-ți spun, dacă Dodon poate să calculeze sau alt economist mai super puper decât Dodon sau decât Chicu, să cumva să facă în comentarii, să mă lămurească, să-mi deschidă, să-mi holbeze ochii. Cum A fost trăiești cu ce? 1500 de lei, da? Pensie. Umflată pensia sau îi borta covrigului? Altceva nu mai. Și totuși am să o găsesc pe mamsa. Să văd, dar putea ea să trăiască cu 1538 de lei o lună. Plus, ca să nu zicem, Ea că nu vreau probabil face straie, și că ea economic. Am auzit că pune bani la cnișc, la pe cont, la cont, depozit, da, da? are Dar 150 la de mii, nu depozit. știu cât, oficial declarat, dar cine știe câte conturi mai are. O faci pe săracul. Ia vedeți că asta și e cumva cu mâna întinsă pe undeva. Eu vă spun la revedere și mai mult numai. Sănătate, vă zic mulțumesc, dar poate cineva se găsește vreun economist ca să dislușească ne pensia asta și a fost Să ori vadă dacă inflată, s-o ori... indexat corect în raport cu rata inflației. Am înțeles. Eu Mulțumesc. vă zic la revedere și mulțumesc. La revedere.